În cursul zilei de ieri, aproximativ 750 de tineri din Drobeta Turnu Severin s-au adunat la Palatul Culturii Teodor Costescu pentru a participa la conferința Fără bariere, tot adevărul despre droguri, organizată de Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero. Evenimentul a avut ca scop sensibilizarea și descurajarea tinerilor față de consumul de droguri, o problemă tot mai gravă care afectează generațiile actuale. Prezența Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, a subliniat importanța acestui demers. Însoțită de oficialități de la nivel local și județean, Natalia Intotero a adus un mesaj clar și ferm împotriva consumului de droguri. La eveniment au fost prezenți și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, alături de parlamentarii PSD Mehedinți, Liviu Mazilu și Alin Chirilă. De asemenea, Tania Lăin, managerul Centrului Cultural Nikita Stănescu și reprezentanții ai altor instituții locale s-au alăturat inițiativei. În cadrul conferinței au fost prezentate mărturii tulburătoare ale unor tineri care au avut curajul să vorbească despre experiențele lor de consum de droguri. În primul rând, aceste campanii de prevenție, campanii care eu mi-am dorit să fie altfel făcute, având în vedere creșterea numărului consumatorilor și, din păcate, scăderea vârstei, ați văzut și noastră acest eveniment. Actuala generație este mult diferită față de generația de acum 2 ani, față de generația de înainte de COVID, de acum 5 ani, nu mai spun. De aceea trebuie să avem foarte multă răbdare și comunicarea trebuie să fie adecvată. În egală măsură, autoritățile statului, dar și părinții, trebuie să conștientizeze și să înțeleagă pericolul. De aceea mi-am dorit ca în cadrul acestei campanii să fim prezenți, dar să nu vorbim. Să învățăm să și ascultăm, este foarte important, și în funcție de ceea ce simțim, în funcție de nevoi, apoi cu adevărat să acționăm. De aceea, campaniile de prevenție nu trebuie să se desfășoare o dată pe an. Aceste campanii de prevenție trebuie să fie făcut într-un mod repetat, să fie o abordare care să fie acceptată de interlocutor, respectiv de copii, de tinerii cărora ne adresăm. După această etapă, poate ați și observat din întrebările care au fost adresate, chiar dacă au fost fără să se dezvăluie identitatea, ne-am putut da seama că în sală, din păcate, erau consumatori de droguri care indirect cereau sprijinul prin răspunsul care ei se așteptau să-l dea. În egală măsură, poate ați văzut și răspunsul la întrebare, nu câte persoane sunteți în sală care consumați, ci dacă în sală aveți un prieten sau o cunoștință care consumă, deci 3/4 din sală era cu mâna pe sus, ceea ce demonstrează încă o dată cât este de îngrijorător fenomenul. Și atunci va trebui să lucrăm pe următoarele paliere. Ministerele cu atribuții în domeniu, respectiv subsemnatul Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în parteneriat cu Ministerul Educației, în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență și Protecție a Copilului, pentru că acolo vorbim de copii instituționalizați, trebuie să facă această mobilizare și în urma acestor campanii să lase puțin să se așeze timpul și să analizeze impactul care a fost asupra lor. Dacă aceste campanii au avut un impact, ele trebuie continuate pe această abordare și implicați tinerii, implicați copiii în organizare. De aceea mă și bucur foarte tare că am reușit și suntem prima țară din lume care am trecut marțea trecută, da, în Parlament, proiectul de lege privind implicarea copiilor în procesul decizional. Și despre drumul greu al recuperării. Aceștia au relatat modul în care au fost atrași inițial de droguri din curiozitate sau din cauza presiunii sociale, fără a cunoaște impactul devastator asupra vieții lor și asupra celor dragi. Prin mărturiile lor, acești tineri au dorit să tragă un semnal de alarmă pentru cei prezenți și să încurajeze să evite tentațiile periculoase ale consumului de substanțe. Conferința Fără bariere, tot adevărul despre droguri, a reprezentat o veritabilă platformă de informare, reunind tineri și autorități în jurul unui obiectiv comun: combaterea consumului de droguri și susținerea sănătății și integrității generației tinere.